Când eu m-am născut prima oară, m-am născut dintr-o pereche, numele lor era Vârmăran și eu Vârmăran. Dar eu m-am născut a doua oară. Și recomand fiecăruia de aici să fie născut de două ori. Că dacă nu ești născut a doua oară, nu poți să intri în împărăția cerurilor. Era un mare predicator englez, John Wesley, renumit. Și el predica mereu despre versetul ăsta: trebuie să vă nașteți din nou, trebuie să vă nașteți din nou, trebuie să vă nașteți din nou, trebuie să vă nașteți din nou. Unul care l-a auzit predicând de 20, 30 de ori s-a plictisit. Și a spus: domnule Wesley, de ce nu mai schimbați predica? De ce nu schimbați? Sunt atâtea mii de versete în Biblie, mai luați ce alt verset? De ce dați tot de una cu asta? Trebuie să vă nașteți din nou, trebuie să vă nașteți din nou. Și el a răspuns: fiindcă trebuie să vă nașteți din nou. De-aia vă spun mereu acest lucru. Dacă m-am născut din nou a doua oară, m-am născut dintr-un tată care se numește Dragoste. M-am născut din Dumnezeu și numele lui e Dragoste. Dumnezeu e Dragoste. Deci care e numele meu acum? Fratele Dragoste, sora Iubire, fratele Amor, sora Bunătate, fratele Iertare, sora Gingășie, fratele Tandreze. Pe astea sunt numele noastre. Dacă n-am numele acestea, nu sunt născut din tatăl acesta. Dacă n-am... sunt Vârmbrand numai dacă sunt născut dintr-un Vârmbrand. Altfel sunt Ionescu dacă m-am născut din Ionescu. Noi ne-am născut din dragoste nemăsurată. Iisus n-a calculat. Merită păcătosul ăsta, merită păcătoasa asta. În cer e așa de frumos, așa de frumos. Uite, îngerii mă adoră, uite, sfinții, uite, totul e în aur. Îngerii cântă din harfă. Pe ce o frumusețe! Să las eu astea pentru un graș, pentru o cruce, pentru cine? Pentru o păcătoasă care după aia poate să-și bată joc de mine și după ce s-a pocăit. Și cine știe că el n-a stat să calculeze. A iubit fără de măsură.